Ne-am întors în direct, Traian Băsescu face declarații. Compatibilitate pentru domnia sa. Și acestea, aceste lucruri implică două acțiuni. Una este demisia domniei sale din corpul diplomatic. Și a doua este revocarea din funcția de ambasador. Din acest punct de vedere... În conformitate cu articolul 84 din legea 161 pe 2003, trebuie ținut cont de următorul lucru, și anume, funcția de membru al guvernului este incompatibilă, este incompatibilă cu, și la punctul A se spune, orice altă funcție de autoritate, cu excepția celei de deputat, sau de senator, ori a altor situații prevăzute în Constituție. Deci, în momentul de față, domnul uh, Mihnea Motoc este și ambasador. Pentru a elimina incompatibilitatea, trebuie să existe retragerea dânsului, trebuie să existe emiterea decretului de chemare din funcția de ambasador. Acest lucru se poate întâmpla în momentul în care și domnul prim-ministru poate contrasemna decretul de încetare a mandatului domniei sale ca ambasador. Imediat ce acest lucru va fi posibil, vom publica în monitorul oficial întâi rechemarea dânsului de la post. Repet, decretul acesta conform Constituției trebuie contrasemnat și de primul ministru. Și după ce se publică decretul de uh, rechemare de la post, trebuie uh, publicat în monitorul oficial decretul de numire, după care urmează jurământul. Eu am trimis proiectul de decret la Cancelaria primului ministru. Imediat ce va fi contrasemnat, îl voi semna și îl va fi trimis la monitorul oficial. Vreau să nu se speculeze pe tema șicanelor, în Constituție, la articolul 91, se precizează foarte clar. Președintele, la propunerea Guvernului, acreditează și recheamă reprezentanții diplomatice ai României și înființează și aprobă înființarea de oficii diplomatice și așa mai departe. Deci, președintele poate să o facă. Dar la articolul 100, se spune de asemenea, decretele emise de președintele României în exercitarea atribuțiilor sale, prevăzute în articolul 91 și mai înainte v-am citit din 91 aliniatul 1 și 2, se contrasemnează de primul ministru. Deci nu este prevedere constituțională precisă că decretul de rechemare trebuie contrasemnat de domnul prim-ministru. Imediat ce va fi contrasemnat, eu îl voi semna decretul de rechemare a domnului Mihnea Motoc din funcția de ambasador și va fi publicat în monitorul oficial, după care publicăm și, și decretul de numire în funcția de ministru. Asta aș vrea să știți, nu există niciun dubiu asupra oportunității și competențelor domnului ambasador Mihnea Motoc, dar trebuie să nu îl punem în situația de incompatibilitate. În ceea ce mă privește, am semnat decretul de numire, nu se publică în monitor până când nu apare și decretul de revocare din funcția de ambasador. Cu propunerea pentru funcția de ministru al culturii. Nu pot avea obiecții, este a doua propunere, chiar dacă am văzut în spațiul public dezbateri cu privire la afacerea domniei sale, a familiei legată de bani europeni, Curtea Constituțională mă obligă să semnez decretul pentru a doua propunere pe care o face guvernul. În aceste condiții responsabilitatea este integral a celor care au făcut cea de-a doua propunere. Eu nu o pot respinge. Ca imediat ce sunt îndeplinite condițiile și pentru domnul ambasador Mihnea Motoc. Voi trimite spre monitorul oficial. Repet, este semnat și decretul doamnei, ministru de la Cultură. Le voi trimite la monitorul oficial pentru a fi publicate. Un alt subiect este legat de solicitarea pe care am făcut-o astăzi. Pentru începerea urmăririi penale a fostului ministru Cristian David, în documentația trimisă de parchetul general provenită de la uh, DNA, se arată că dânsul ar fi suspect pentru încasarea unei mite de 500.000 de, de euro pentru a înlesni emiterea de către un prefect a unui titlu de proprietate pentru o suprafață de teren intravilan de 15 hectare. Repet, decizia mea nu înseamnă că domnul Cristian David este vinovat. El va merge în fața procurorilor pentru a clarifica dacă a primit sau nu a primit mita de 500.000 de dolari pentru înlesnirea obținerii titlului de proprietate de către o persoană fizică pentru 15 hectare de teren. În cursul zilei de astăzi, la solicitarea Ministerului Apărării, a viceprim-ministrului responsabil de Securitatea Națională, domnul Gabriel Oprea, a Ministrului Finanțelor, a Ministrului Bugetului și a Primului Ministru, am aprobat un memorandum prin care, pentru anul 2015, România își mărește contribuția cu militari în Afganistan, cu maxim 450.000 de militari. Deci în momentul de față avem la dispoziția operațiunii rezolut Support 200 de militari care vor fi instructori în anul 2015 pentru forțele afgane și, în același timp, prin memorandumul de astăzi, ne asumăm și misiunea de protecție a, for a forțelor în perimetrul și în vecinătatea aeroportului Kandahar, ceea ce înseamnă 420 de militari peste cei 200 deja aprobați care din luna martie, din 15 martie, își vor începe misiunea de protecție a forțelor la Kandahar, în perimetrul și în uh, extremitățile aeroportului Kandahar din Afganistan. Alături de cei 420.000 de militari, vor, fi, vor îndeplini misiuni și un grup de 20 de militari pentru asigurarea segmentului logistic al prezenței celor 420. În total, se mărește prezența noastră în Afganistan începând din martie 2015 cu maxim 450 de militari. Ceea ce noi preconizăm este 420 operativ și 21 pentru logistică. Și o rezervă de 9 militari în cazul în care la compartimentul logistic va fi, vor fi nevoi mai mari. Toți am văzut împiedicarea datorită organizării a exercitării dreptului de vot al unui număr mare de uh, români în uh, Marea Britanie, la Londra, în Franța, la Paris, uh, în Italia, la Torino și în Spania. În, de la momentul închiderii votului am solicitat informații de la toți ambasadorii.